despre un om născut aici, în Moldova, dar care a reușit să facă senzație în America, vă povestim în cele ce urmează. Pasiunea și dorința de a învăța actoria de la cei mai buni l-au dus peste ocean, tocmai la Los Angeles. A muncit din greu pentru a putea studia, a urcat pe scenele teatrelor de acolo, a jucat și în filme și are printre prieteni multe staruri americane. Cunoaștem povestea lui Ghena Moroșanu, actorul moldovean de la Hollywood. Deci sunt multe chestii care ajută la autori să fac filmul mai interesant sau mai spectaculos. Uite la mine. La mine, uite. Se spune că fiecare își poate alege jobul potrivit, dar nu și în cazul lui Ghena Moroșanu, pe care actoria l-a ales. Făcând de toate de-a lungul vieții, totul s-a rezumat doar la un singur lucru, pregătirea pentru scenă. 7-8 ani am dansat, latino și ballroom. 3 profesionali, 5 așa. Vreo 15 ani arte marțiale, în total. Cântare, de la 13 ani cânt. La festival, premiu mare în Ieltinski Berg, Ialta festival, care e vestit. La Riga, tot așa, am luat, nu premiu mare, nu l-am luat, dar premiu întâi la vârsta mea am luat-o. Și mai multe festivale. Și apoi am finisat relații economice internaționale, management. Și am deschis diploma și am zis că, dar și nu m-am dus de actorie. Zic, și nu m-am dus eu la actorie. Asta era 2006. Tot timpul ăsta cum mergeam, parcă nu știu cum îmi găteam corpul și firea asta a mea, care este, a neaparține, nu neaparține, îl găteam pentru actorie, pentru regie, pentru arte frumoasă. Iar atunci când s-a decis ce vrea să facă și a spus că trebuie să învețe de la cei mai buni și a plecat în Statele Unite ale Americii. Din dorință. Dorința, 100%. Înțelegi, nevoie poate fi personală, adică ca să simți mai bine. Eu m-am pregătit foarte bine și avem timp. Am lăsat găștile, peripețiile, sărbătorile, prietenii, adică acei care nu sunt prieteni. Vreo 7-8 luni și am mai 7-8 ani sunt acolo. 7-8 luni m-am pregătit. Odată ajuns acolo, a ales să facă și studii pe măsură, chiar la Institutul de Teatru și Film Lee Strasberg. Avem un gust de filme foarte puternici, Apocalypse Now, Godfather, Scarface, și toți actorii ăștia erau nu știu cum implicați din Actors Studio, Method Actors, actorii Method, al lui Lee Strasberg. Foarte primit am fost acolo, chiar când avem dubii în mine și nu credeam în mine. Nu deodată am înțeles că mine m-a pus ochii pe mine. Ficiorul lui Strasberg, David Strasberg, decanul, și Hedy Sontag, regizor. Și David vorbeau de mine. Eu nu știam asta. Adică eu, ca student, ca și toți, da? Și un timp am aflat, pentru că eu am studiat un an, dar pe urmă am avut intrare liberă la universitate. Și eu văzut sferica asta și cu timpul s-o mai adăugat și acum sunt studentul cel mai bravo student în ultimii 5-10 ani, știi? Înțelegi? Și mai este încă un, câți doi suntem. Dar noi cu dânsul suntem oameni cei care putem să predăm acolo, putem să facem substituții la profesori. Succesul de acum însă se datorează experiențelor mai puțin plăcute din trecut. Lucru cu transport, să transportez starurile. Și am lucrat și pentru Audi și Cadillac. Am dus-o pe Zendaya, am dus pe Tom Hardy la avion, familia lui, la Venom. Am dus mulți actori și producători, m-am cunoscut personal cu dânsii. Nimeni nu m-a întrebat ce făceam eu în Statele Unite, când mi-era greu, când noaptea lucram și dimineața veneam la lecții și nu avem bani, când cumpăram o bucată de pâine și chefir, ca în Moldova. Prin greutăți spre stele, acum Ghena are roluri în filme, dar le mai și produce. Iar pe lângă toate astea, și-a făcut prieteni cu nume mari în cinematografie mondială, care, datorită basarabeanului nostru, află de Republica Moldova.